Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm, pornind de la afirmațiile domnului deputat Vovk, făcute pe parcursul zilei de ieri în cadrul unui briefing de presă. Domnia sa vorbea despre un șir de încălcări în sectorul forestier. Vom încerca să aflăm din primă sursă care este starea de lucruri reală în acest domeniu și cum ar putea fi redresată în cazul în care există anumite impedimente ca lucrurile să se desfășoare în albia lor firească. Aceste aspecte le vom discuta împreună cu Radu Mudreac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Și cu domnul Alexei Palancean, doctor habilitat în științe biologice. Domnule Palancean, domnule Mudreac, bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Domnule deputat, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune prin a vă întreba. Iată, ziceam la început că deputatul Vovk a făcut ieri un briefing de presă în care anunța despre mai multe nereguli în sectorul forestier, făcea referire la ocolul silvic din Bobeica, făcea referire la pădurea domnească. Oarecum starea de lucruri din domeniu vă era relativ sau vă este cunoscută? Da, eu anterior în Parlamentul precedent, ultimii 2 ani zile am fost președintele Comisiei Mediu și Dezvoltare Regională, deci pe parcursul acelor perioade, în calitate de președinte, dar nu chiar și acum, primim un șir de sesizări de la cetățeni, ce se întâmplă în diferite sectoare sau în diferite ocoluri silvice din diferite regiuni în Republicii Moldova, bă, chiar și din Chișinău. Aceea ce ține de spațiile verzi, cum au loc depășările, sub ce pretexte și de cine și cum sunt acoperite aceste depășări. De aceea eu am încercat în perioada precedentă de mai multe ori să facem și audieri și dezbateri, dar până la urmă cei care încercau să acopere toate aceste nereguli le-au reușit de mai bine sau mai rău. Acum urmează ca să avem o inventariere totală ce se întâmplă pe domeniu ca să aplicăm diferite sancțiuni și pentru că așa ceva mai departe nu se poate, pentru că încercăm să ne deplasăm pe marginea diferitor păduri din Republica Moldova, vedem partea de la drum, parcă este frumoasă, este aranjată, când încerci să treci câteva sute de metri înăuntru în pădure, îți încerci să pui mâinile în cap și să treci acolo. Deci aici acesta este un business criminal, ceea ce se întâmplă. Deci aici este nevoie ca organele drept împreună și noi cu organele drept și persoanele care mai sunt responsabile și retrăiesc de aceste spații verzi ca să aplicăm de urgență careva sancțiuni. Domnule Palancean, vreau să vă întreb, iată dumneavoastră în calitate de inginer silvic, cunoașteți starea de lucruri reală, nu cea care, nu știu, se declară uneori necunoscând și nemergând în teritoriu. Domnul deputat Vovk făcea referire la 2 cazuri, la ocolul silvic din Bobeica, în care spuneau că au fost depistate 107 cioturi de copaci stejar, care au fost tăiate ilegal și făcea referire la, sau se presupune că ar fi fost o masă lemnoasă de 75 de metri cubi. Și cel de-al doilea caz făcea referire la cazul de la pădurea domnească, 136 de metri sterie, figurau în acte ca lemne de foc cu lungimea de un metru, în realitate erau lemn de lucru și vorbim și despre o diferență de preț. Vreau să vă întreb, cât de des sunt prezenți cei de la Mult-Silva în teritoriu și dacă se admit asemenea erori pentru că cineva ar încerca să zică că în cazul de la pădurea domnească este o eroare. Cum priviți dumneavoastră starea de lucruri? Nu vreau, în primul rând vreau să aș comenta în general declarațiile domnului deputat Vovk. Cred că starea lucrurilor în Mult-Silva poate fi comparabil cu orice stare, situație de azi și cum e în sănătate și cum e în pedagogie și mai departe. De atât, pe tot locul, în acești 3-4 ani s-au creat stări diferite. Și în diferite cazuri trebuie de luat măsuri concret la aceste cazuri. Nu trebuie de făcut o generalizare totală, că ia că acolo hoți, dar acolo nu-s hoți, acolo e bine. În cazul Bobeica, dacă sunt, eu mai puțin știu acest caz, dar dacă într-adevăr sunt tăieri ilicite, aici sunt persoane responsabile, începând de la inginer pază și protecție, care funcția lui se controlează, da? Șeful de ocol, maestru și pădurarul, care sunt responsabili în mijlocie de asta. Sunt oameni concreți și dacă asta se adeverește, pentru asta sunt organe care trebuie să ocupe și să iei decizii. Decizii reșind din volumele care au fost depistate.
Cât privește, privește pădurea domnească? Cred că aici deputatul Vovcu a primit informații un pic eronate. Vă rog. În primul rând, acolo nu era cazul de lemn de gater, aici e lemn de lucru pentru necesitățile. Domn Pălăncean, eu să vă rog ca să țineți minte ceea ce intenționați să afirmați. În legătură telefonică cu noi este Nicolae Munteanu, inginer șef Silvic Mold Silva, pe care îl salut. Bună ziua, domnule Munteanu! Bună ziua! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutam despre briefingul de presă susținut pe parcursul zilei de ieri de deputatul Vovc, în care domnia sa pomenea despre un șir de încălcări în sectorul forestier și făcea referire la două cazuri. Era vorba despre ocolul silvic din Bobeica și de starea de lucruri de la pădurea domnească. Cum comentați dumneavoastră aceste afirmații care au fost făcute și în ce măsură cei de la Mold Silva știau sau spuneau despre existența unor ilegalități în teritoriu. Vă rog. Da, cu atenție am ascultat briefing-ul domnului deputat. Din păcate, pe alocuri au loc careva ilegalități în ramura silvică. Dacă să vorbim din mijlocii de aceste două cazuri, agenția Multilva a demarat pe americat anchete de servicii pentru elucidarea și aprecierea implicării colegilor noștri în ambele, să zicem așa, încălcări. E clar lucru că în cazul ocolului silvic Bobeica, dacă vorbim de tăierile licite, da, rămâne ca să, în urma anchetei de serviciu, ca să expună și organele competente, mă refer la Inspectoratul de Poliție, Procuratura, vis-a-vis de implicarea nemijlocită a colaboratorului nostru, pădurarul vorbim, maestru Silvic. Domnul Munteanu, nu vă supărați, dar cei care ne vizionează la această oră, la sigur ne vor zice că acestea sunt doar două cazuri care au fost mediatizate. La sigur în teritoriu ne vor spune că mai există cazuri similare. Ați penalizat, nu știu, în ultima perioadă de timp oameni care au efectuat aceste tăieri ilicite și tot aici v-aș îndrăzni să vă întreb care este suma pe care urmează să o achite cei care au fost penalizați. Păi să știți că de zi cu zi angajații silvici au un spectru foarte larg de lucrări la compartimentul paza pădurii. Mă refer la controle planificate, mă refer la controle inopinate, controle rapide, în urma căror, într-adevăr, se lipsează contravenții silvice. Dacă vorbim de tăieri ilicite, de furt de masă lemnoasă, de pășunat ilicit, e clar lucru că se întocmesc procese verbale pe persoanele care sunt constatate ca fiind contravenienți. În ultima perioadă aș vrea să vă zic că odată cu modificările codului contravențional, în care angajatul silvic a pierdut statutul de agent constatator, cazurile de contracarare, de pierdere a predilegilor, mai puțin putem să vă spunem de prejudiciu calculat, evaluat și rambursat în Domnule Munteanu, prezent în studio este Radu Mudreac, deputat PSRM, care vrea să vă acorde și dâns o întrebare. Haideți să-l ascultăm, domnule Mudreac. Dar eu încerc scuze, noi discutăm cu tot o altă tematică. Atunci când angajații mulți vă participă sau sub controlul dumnealor sau ei încalcă, ne referim la defrișările care au loc ilegale masă. Nu vorbim de acele care, persoane fizice care încearcă să tragă vreo masă lemnoasă din pădure. Dumneavoastră ne duceți pe cale greșită. Noi vorbim de ancheta de serviciu sau alte cazuri care au fost depistate cu implicarea anume angajaților Mold Silva. Vă rog. Eu foarte corect am înțeles și am spus, dacă vorbim în toate cazurile, când este implicarea colegilor din gospodăriile silvice, se demarează anchete de serviciu până la faptul că persoanele sunt eliberate din funcție și sunt atrase la răspundere chiar și penală. Da. Domnul Munteanu, ultima întrebare, cred că în cadrul acestui apel telefonic. Spuneți-mi, vă rog, cum luptați sau ce se întâmplă cu casele care ajung să fie construite în mijlocul unei fșii forestiere? Cum vor fi interzise? Ce se întreprinde la acest capitol?
Dumneavoastră vă referiți la terenurile care sunt... pentru construcția vililor și pensiunilor, de regulă. Știți, conform legislației, este interzisă construcția capitală în fondul forestier. Da? Dar, din păcate, sunt cazuri atunci când se construiesc. E clar lucru, prin intermediul instituțiilor abilitate, în primul și în primul rând, se reziliază contractul de arendă care a fost atribuit în scopuri de recreere. Ca mai apoi, prin instanțele de judecată, terenurile și imobilele edificate să fie demolate și... Câte cazuri? Dar avem cazuri când au fost demolate? Cazuri de demolate nu avem, dar avem foarte multe cazuri când sunt în instanță de judecată și așteptăm decizia acestora. Domnule Munteanu, eu vă mulțumesc pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept în studioul Reflector Analitic. Domnilor, revenim în studioul la discuție. Domnule Palancean, haideți să le luăm de la un capăt, că au fost mai multe aspecte invocate și le consider destul de sensibile pe toate. Haideți să vorbim despre construcția vililor și pensiunilor, după aceea să revenim. Cum se întâmplă faptul că atunci când mergem pe un anumit traseu, vedem cu ochiul liber în zone forestiere, stau căsuțe, bine mersi, probabil de vacanța unor oameni care aș îndrăzni să cred că nu sunt tocmai cei mai săraci. Nu, dumneavoastră, știți că a fost când la guvernul, în vremea guvernului Tarlev, da? Atunci director general la Molcilva era domnul Popșoi, a fost întărit un regulament conform căruia se dădeau pădurile în arendă pentru recreere și cinegetică. Pe 25 de ani, pe urmă prelungit la 49 de ani. Da. Acest regulament a deschis calea pentru construcții în măcar că conform regulamentului era interzis construcții capitale, dar se mascau construcții capitale sub, puneau picioarele de beton sau picioarele da. de fer și le mascau cu niște dar construcții erau capitale. Noi știm alături și sunt multe cazuri și la Ulmu și Păinița Veselă și așa mai departe. În sfârșit, în 2015-2016, prin guvern, noi, datorită Ministerului Mediului, am stopat acest regulament și de atunci nu se mai dă în arendă. Dar acele care au fost, ele au rămas. Și nu avem niciun caz de demolare, spuneam. Și nu avem niciun caz de demolare, dar cazul de demolare nici nu a fost. Pentru acestea care trebuie după asta să fie, dar nimeni nu a riscat lucrurile să se facă și mai departe. Și s-au mărit taxa de la 4.000 și ceva pentru ars, s-au mărit la 20 de mii. Hectar. La hectar, pardon, da. Înțelegi? Hectar. Da. Da. Dar o rămas ceea ce a rămas, de dacă în afară de stoparea regulamentului, nu s-au mărs pe linia a doua. Ce facem mai departe cu cele care sunt construite? Da. Dar ele sunt construite, oamenii acolo trăiesc, sunt deja străzi cu canalizare, cu apă, cu gaz. Îmi permiteți să preiau această întrebare și să o adresez domnului Mudreac. Domnul Mudreac, ce facem cu cele care sunt deja construite? Într-adevăr, este o problemă pentru că da? Alocarea acestor terenuri care au fost de pe timpuri, care, cu un scop, poate de la bun început, cu un scop... Nobel. Mai mult da, sau mai puțin justificat, da? Justificat, ele s-au transformat cu totul în altceva, că pe parcurs s-a construit construcții capitale. Construcțiile capitale, deci sunt, cred că, bănuiesc că sunt deja înregistrate și la cadastru ca proprietate privată. Cineva poate tinde deja și la alte privatizări de terenuri care sunt adiacent acestor construcții. Deci, lucrurile care s-au întâmplat la etapa de dată, eu cred că chiar acum s-a născut și o idee legislativă care este nevoie de a le bloca și de a vedea ce face mai departe cu aceste construcții, pentru că dacă a fost acordat 10 hectare și o căsuță de vacanță, eu cred, bănuiesc că acum acolo nu mai este o căsuță de vacanță, dar este una capitală și nu una, dar cred că sunt cu mult mai multe căsuțe de vacanță capitale. Deci aici este loc de gândire. Dar a fost o carență legislativă? Sau cum trebuie percepută? Cum și-am început discuția, la început cred că a avut un scop nobil.
Da, da, pentru că era și pentru dezvoltarea fondului cinegetic, era pus ca a doua întrebare, nu mai era pentru construcția căsuții de vacanță, avea și a doua de dezvoltarea fondului cinegetic. Și stopa, dar asta trebuie de prelungit. Da, scopul Nobel, vedeți că era pus prima întrebare și a doua Nobel. Până la urmă s-a transformat, cei Nobel a dispărut și acei care e cu dubios, interes s-a transformat ușa, deja în ceva... Urât. Eu am propus îndrepte o idee. Eu aș scoate locurile este că el e destul de compact. Ia că da. Chiar și poienița veselă. E destul de compact, s-ar putea de măsurat toată suprafața asta și de scos la licitație. Las-o cumpere. De la stat. La un preț. La un preț care s-a pune statul. Domnul Plancean, dar preț fie bun. Ca eu de banii ăștia alături să cumpăr 3-4 terenuri mai mari. Și să-mi ajungă banii încât să fac acolo pădure bună. Eu cunosc despre zona despre care vorbiți dumneavoastră, este împrejmuit și Congard. Am fost acolo. E permis? E legal lucrul ăsta? Nu e legal, dar pe acolo mult nu e legal. De ce? Autoritățile se fac că plouă. Da. În primul rând, acolo nu sunt oameni simpli. Începând de la lideri de partid și terminând cu biserica. Tăți acolo. Încercați să-l călcați pe unul pe urmă. Da. Eu vreau să trecem la un alt aspect. Tot domn Palancean, către dumneavoastră mă adresez. Iată, spre exemplu, anul trecut, atât oamenii din sate cât și media trăgeau un semnal de alarmă și vreau să ne explicați dacă a fost justificat și dacă nu urmează să se repete această epopeie. Vorbeau despre o criză a lemnului de foc. E o criză naturală creată? E o criză justificată? De ce s-a bătut alarma? De ce prețurile au crescut uneori pentru un metru cub de lemn până sub 1000 de lei? Nu este criză de lemn de foc. Din potrivă, la noi sunt decisă de stat că sunt mii, eu spun chiar zeci de mii de lemn de stieri de foc care stau în pădure. Da. În primul rând s-a micșorat foarte mult populația care este apt pentru a procura. A doilea, cei populații care au rămas deja nu mai vine la lucru pentru a în loc de bani să-și iei lemne de foc. El primește de la rudele care sunt după hotare 100-200 de euro, vine și le pune pe masă și lui trebuie să-i aducă lemne acasă. Și noi avem lemne destule. Era vorba de altceva, că vreo 4-5 ani urmă și acum încă este așa mafia care vine și cumpără deodată o sumă mare de stieri, le duce la un depozit, le taie, le hăcuiește și le scoate deja cu alt preț la vânzare. Și oamenii, sigur că... Sunt puși în fața faptului împlinit. Sunt puși în fața faptului împlinit. Așa. Dintr-o parte, nu este treaba silvicultorului să lupte cu chestia asta. Pe noi este vorba că noi la 15 aprilie trebuie să eliberăm parchetele de masă lemnoasă. Înseamnă că noi trebuie cât mai repede să facem realizarea, să ne pregătim pentru vară, să ne pregătim și să avem o leacă de resursă, că vara nu avem de unde absolut. Lunile de vară n-aduc nimic, deci noi suntem în pierdere toată vremea, în căutare de bani. Da. Domnule Mudreac, vreau să continuăm gândul cu mafia lemnului în Republica Moldova și cu permisiunea dumneavoastră o să citez. S-a constatat, de exemplu, că anul 2014 în Moldova s-au tăiat oficial 620 de metri cubi de lemn, însă au fost utilizate 1036 metri cubi. Diferența de consum a constituit 415.000 de metri cubi. Acești metri cubi ne duce cu gândul că au fost tăiați ilegal. Sunt cel puțin datele pe care le-am primit atunci când mă documentam pentru această emisiune. Există, hai să pornim de la teza enunțată de domnul Palancean, există o mafie a lemnului? Există. Aș vrea să aduci toate gândurile. Ca să înțelegeți, tăierile de către care au loc ilegale. Da. Ele nu se fac de unul singur numai cu acordul unui pădurar. Noi am avut cazurile care au fost depistate, că acolo au fost apel la poliție, apel la procuror, nu a reacționat nimeni. Da. Am avut cazurile unde era eliberat și aviz de la ecologie pentru deprișare. Este o schemă bine pusă la punct, unde alături de cele care sunt tăieri sanitare care au loc în pădure, ceea ce menționează domnul că trebuie ca să fie tăierile sanitare, după care trebuie să fie eliberat
sau comercializat lemnul pentru a avea careva surs pentru dezvoltarea în silvicultură, se difrișează și lemn care este necesar și pentru alte destinații, construcții sau în alte domenii mai serioase. Deci, atunci când se încearcă de a depista sau de a căuta, noi am avut și un caz în Chișinău la Dimo, când s-a difrișat parcul. Am avut audieri destul de serioase în Parlament, unde n-a reacționat nici poliția, n-a reacționat nici procuratura. De acolo oamenii care se opuneau la depășări luau bătaie, nimeni nu reacționa. A fost deschisă portița de către cei responsabili de la spațiile verzi pentru a depășa 5 copaci, ecologia i-a mai dat încă 5 copaci. Pur și simplu începutul de a deschide o perestroică ca pe urmă să depășeze în total în jur de 70 de copaci. Asta, printre aceste mecanisme să ajung, eu am avut cazul de la Suruceni, când încerca anul trecut, în luna octombrie, noiembrie, să depășeze în jur de 300 de copaci seculari care sunt stejari, care de-a lungul traseului lângă mănăstire, 300 de copaci eliberați cu acte, cu avizul de la ecologie, am fost nevoiți să anulăm toate actele de depășare. Pentru că încă o dată încerc să argumentez, pentru că nu e această grupare care se ocupă, sau cum o numiți mafia, lemnul, asta nu este, nu acționează o persoană, sau sunt un șir de funcționari care stăteau să-și acopere. Ei încă n-au înțeles că nu mai merge lucrurile astea și trebuie să-și dea seama. Sau cineva cum s-a exprimat din domeniu că e perioada când s-au dus românii și nu au venit rușini. Da. Asta este incertitudinea asta. Cineva încearcă să o utilizeze perioada asta. Domnule Mudreac, făceam referire la cadrul legislativ și vreau să vă întreb. Un nou cod silvic mult mai aspru cu cei care practică tăierile ilicite ar fi o soluție? Codul silvic e codul silvic care prevede dezvoltare. Da. Ce ține, noi acum dacă să ne oprim la stopare sau la altceva, noi unele sancțiuni care sunt au statut administrativ, ele trebuie să fie penale. Și atunci când o să fie penale, atunci lumea se spui o leacă pe gânduri când încearcă să ascute toporul. Asta a dat și v-a spus Munteanu. Nu deci, vă spărați, în legătură telefonică avem, da. Conform ultimilor ăsta, noi pădurarul de obștii scos din... În legătură telefonică cu noi este Gheorghe Rotaru, director Hâncești Silva, pe care îl salut. Bună seara, mult stimate domn! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog, astăzi în cadrul emisiunii Reflector Analitic discutăm despre starea de lucruri în sectorul forestier și despre briefingul de presă pe care l-a ținut pe parcursul zilei de ieri domnul Vovc. Și vreau să vă întreb, domnul Rotaru, ați fost pomenit sau cel puțin ocolul silvic din Bobeica a fost menționat că acolo au fost depistate 107 de copaci de stejar tăiați ilegal, ceea ce ar constitui ca și masă lemnoasă aproximativ 75 de metri cubi. Care este starea de lucru? Ați mers în teritoriu? Ce ați întreprins? În ce măsură această informație este veridică? Vreau să ne expuneți. Deci, în urma verificării efectuate de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului și în baza actelor de constatare din teritoriu, au fost pornită o anchetă de serviciu care se va verifica apartenența gradului de participare a persoanelor nemijlocită a pădurarului sau în cazul în care alte persoane responsabile și respectiv se va aplica, hai să spunem, conform legislației... Să vorbesc eu și da. Da, domnule Rotaru, prezent în studio este și Radu Mudreac, deputat PSRM, care vrea și dânsul să vă acorde o întrebare. Haideți să-l ascultăm. Domnule Mudreac? Da. Da, bună seara. Bună seara. Spuneți, vă rog, de la dumneavoastră, de către a fost înregistrat un demers privind planificare sau a fost planificată careva defrișări, diferite statute acestor defrișări, este înregistrată, ori este avizul Inspectoratul Ecologic pentru defrișare, ca anchetă de serviciu atunci când nu este niciun act, nu are sens, e încălcare din start. Vă rog, nu, domnul Rotaru. Avem un act de constatare din parvenit de la Inspectoratul Ecologic pentru protecția mediului.
Eu înțeleg, dar de la dumneavoastră, că adică responsabil de la Câncer Silva. La Câncer Silva. A fost înregistrat de pădurar? Sau au fost preconizat, planificat, careva să... Tăieri? Depășeri? Tăieri? Nu au fost. Cum se planifice așa ceva? Dacă n-a fost, atunci din start care închide servicii? Din start este încălcare și abatere. Asta este. Putem să numai una să constatăm cât de mare încălcarea și câți copaci au fost depășați. Asta numai urmează să... Să vedem și apartenența implicării persoanelor responsabile. Spuneți-mi, vă rog, iată, dacă vorbim despre Hâncești Silva, cât de frecvent vă confruntați cu ceea ce se numește tăieri ilegale? Pe de o parte, nu știu, despre persoane fizice, pe de altă parte, o mafie a lemnului, așa o numeam noi aici în studio. Există la Hâncești? Deci, mafia la sigur că nu există, însă periodic, de două ori pe an, se fac inventarieri totale în ceea ce privește depistarea tăierilor ilicite și respectiv actarea lor corespunzătoare. Și atunci aceste persoane sunt trase la răspundere, să înțeleg, da? Sunt trase la răspundere, în dependență de volumul de lemn de foc sau în cea mai mare parte este actat și persoanele vinovate sunt identificate și aplicate măsurile respective, conform legislației. Domnule Rotaru, nu vă supărați. Iată, noi, în calitate de ziariști, am vrea să cunoaștem sau să ne spuneți cel puțin un termen în care am putea reveni cu un telefon și să ne ziceți care este starea de lucruri la Bobeica și dacă au fost, până la urmă, trase la răspundere persoanele vinovate. Cât va dura ancheta, să fiu mai exact așa? Deci, pentru săptămâna viitoare vom avea rezultatele anchetei și respectiv sancțiunile respective tuturor persoanelor care, dacă se vor dovedi că sunt vinovați. Eu vă mulțumesc pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Stimate domni, am revenit în studio. Domnul Palancean, haideți să vorbim un pic despre tăieri. Pentru că în orice ocol silvic menționa și domnul deputat Mudreac, există tăieri programate, da? Și care nu sunt făcute de capul fiecărui pădurar, ci sunt înregistrate, sunt monitorizate și, dacă nu mă înșel memoria, sunt făcute pentru 4-5 ani, da? Eu pot cu siguranță să spun că tăieri neprogramați sau așa tăieri ilicite în ultimii ani au scăzut foarte, foarte mult. Începând de la anul 2014, unde aș spune eu că erau cele mai multe tăieri, că erau un fel, da? În 2015 s-a luat foarte măsuri dure, 2016 au fost pedepsiți, scoți din lucru și pădurari și directori au fost schimbați și așa mai departe. Acum sunt întreprinderi care îndeopște n-au nici un metru cub de tăieri licite. Nu numai decât că sunt consecințele a măsurilor luate, dar și-a dispărut clasa aceea care fura. O parte din tineret, că Suceau tineretul la tăiat, nu Suceau moșnege. Așa. Da. Ei au plecat. Au rămas puțini oameni care să se ocupă cu tăierile licite. Foarte puțini. Dar eu dispart furtul în pădure de la tăierile ca atare. Așa. Și furtul deja din tăierile care se execută. Da. Da. Aici poate să fie care s-au executat, nu poate fi tăiat luat la evidență sau sunt marge de eroare în recensământ și mai departe, în inventariere. Vremea aceea când era prin anii 90, când stăie masiv sejarul sau cireș și mai departe, nu e acum. Asta eu vă spun precis, nu este. Haideți să revenim un pic la... Dar este și altceva. Da. Că... cum a spus domnul Munteanu, sunt schimbări în codul silvic, nu știu cine. Asta și vroiam, codul silvic să ne oprim. Codul cel de silvic vechi și în codul administrativ, unde pădurarului i s-a luat și silvicultorului tot dreptul îndeopște de a face protocol. El merge pe marginea drumului, vede că taie, nu știu ce să fac. Bună ziua, aș mă duc mai departe. Nu se poate lucrul ăsta de făcut. Dacă noi dăm funcția de răspundere, e trebuie să fie completamente de la răspundere până la proces verbal. El trebuie să aibă posibilitatea să facă proces verbal așa cum face proces verbal șeful de inspectoratul.
că aici se mai adaugă un lucru care se suprapune, eu vreau să înțelegeți foarte bine, se suprapune asupra pădurilor de stat. Noi, Moldsilva, administrăm 83% a pădurilor de stat. Asta sunt 323-325 de mii de hectare. Dar mai avem 45 de mii de hectare de pădure primăriilor și 45 de mii de hectare fășurilor de protecție, care tot sunt făcute din noi. Și dar care practic s-au lăsat de izbeliște. Da, dar gestionează, se administrează de primării. Acolo sunt mari bube, foarte mari. Mai mari decât în pădurile de stat. Da. Domnul Dreac, vă rog, haideți să pornim de la faptul că nu au dreptul a face protocol. Eu vreau să fac o diferență. Ce este constatarea asta este corect, dar furturi de masele noastre sau tăieri ilicite sunt, să le divizăm în două categorii. Atunci când vin persoane fizice, oameni necunoscuți încearcă să difrișeze, atunci când pădurarul trebuie să aplice o sancțiune, și a doua când are loc cu pădurarul în frunte, furtul de lemn. Astea sunt două lucruri diferite. Aia este o dispărut, am foarte mult. Nu cred că... Nu sunt. Eu nu spun deloc. În fiecare societate sunt scalici și ușchiori și așa mai departe. Sunt. Ele trebuie depistate, luate măsuri, bătut și așa mai departe. Așa e. Da. Vă rog. Pentru că atunci când aplicarea sancțiunii pentru persoanele fizice, când vin cu căruța noaptea și au luat 3 crengi sau 2 copaci pentru nere, că ziua nu vin la furat lemn. E o situație. Și ziua vin. Păi poate să vină și ziua. Și atunci când stai în masă, copacii, cu actele în regulă, cu aviz, cu acte, stai sub pretextul unor tăieri sanitare, sub pretextul unor... Atunci e altă situație. De ce e ce trebuie să le delimităm una de alta și atunci când este participi și factorul administrativ în asta? Atunci e o situație mult mai gravă. Eu nu neg faptul pentru că încălcări în afară de furt copacilor de persoane fizice, mai sunt și alte tipuri de încălcări. Noi avem și vânători, braconieri care este nevoie. Adică problemele întoarcerea statutului de agent constatator pădurarului, asta sunt nu numai copaci, mai avem și alte încălcări care tot, sunt. Tot, și difrișarea solului care se ia cernoziu. Mult, avem mai multe încălcări care este nevoie ca să fie întoarse. Dar trebuie să le divizăm. Sunt mai mult mai grave atunci când participi factorul administrativ la furt copaci. Domnul Drag, eu vreau să vă întreb, iată, pregătim pentru această emisiune, găsisem că într-o anumită perioadă noi am și importat lemn din Ucraina. Am depășit această perioadă? A fost o criză sau ce s-a întâmplat? Noi și acum importăm lemn din Ucraina, depinde care este destinația. Noi avem, se importă și acum în masă lemn din Ucraina și din alte țări ce îi ține pentru construcții, pentru că... Primul rând, tot lemnul rășinoas. Tot importat. Nu avem. Da. Haideți să discutăm în cele ce urmează despre... Apropo, ziceați ceva un pic despre codul silvic, ați mai vrut să adăugați și după aceea să trecem. Codul silvic nou, elaborat. Da. Eu tot am participat la elaborarea codului silvic nou. El a trecut deja discuțiile și în guvern, și la, a fost și în mass media și la Ministerul, săptămâna trecută chiar a fost la Ministerul Agricultură, ședință mare a instituțiilor și așa mai departe, unde s-a discutat, adică codul silvic e prelucrat așa bine la cerințele de azi. Domn Palancean, datele oficiale zic că... Toate regulile și necesitățile de, la ziua de azi a fondului forestier. Datele oficiale zic că 12% din țara noastră este împădurită. Haideți să pornim de la acest indice. Este un indice suficient, îmbucurător sau din contra este îngrijorător, făcând referire la faptul că noi astăzi discutăm despre defrișări, dar aș vrea să văd și să vedem împreună și reversul medalii, să vorbim și despre împăduriri. Avem un plan de împădurire bine pus la punct, iată, pentru, nu știu, anul 2015-2020, spre exemplu? Cum stăm noi la acest capitol? Cu regret. Adică, în primul rând, vreau să spun că în ultimii 10-15 ani, pe Moldova noastră a stat mai verde. Sângru, vedeți câte alunicări s-au împădurit și așa mai departe. Și toate guvernele au avut programe de dezvoltare, programe de împădurire, în afară de ultimul guvern.
Ultimul guvern n-a avut nicio programă. Nu a fost preocupat de probleme. Trei ani de zile noi practic n-am pădurit nici un hectar. Nu, lucrat... nu s-a ocupat de înverzări. Da. Noi am lucrat numai în fondul forestier și am menținut. Da. Sigur că tendința și mai ales că acum sunt terenuri care singuri deja se împăduresc natural, ați observat, la margine care crește, pădurea da. Se extinde singur. Sigur că nu se extinde cu specii care ar trebui, dar se extinde și noi trebuie să le extindem. Deci dacă vedeți cum noi depindem de condițiile climaterice, de ploile torențiale, de scurgere de apă, de perioade caniculare și așa mai departe. Și unica scăpare, asta sunt pădurile. Deci dacă pădurile sunt deținătorul rezervoarelor și șmelilor de apă potabil. Dar asta e problema numărul 1. Numărul 1! Da. Domnul Dreacă, ați remarcat un pic mai devreme că ați fost și președinte și membru acestei comisii de profil. De ce s-a bătut, nu știu, pasul pe loc la capitolul înverzire și tot aici dacă s-au alocat bani? Unde au ajuns aceste mijloace? Noi am avut mai multe discuții ce este cu înverzirile. Este o problemă destul de serioasă ce este cu mai terenurile care urmează să fie împădurite care, pentru sădire, majoritatea terenurilor sunt proprietate administrării publici locale. Și atunci când se încearcă discuția între minister, între guvern, cu primare localităților, e de multe ori nu se termină cu nimic. Pentru că vine mulțivă, vine ministerul, vine cu copaci, cu material sădător, cu angajare, urmează să eroce terenul primăriei. Primăriile se opun la alocarea terenului. Sau a doua întrebare, îi se lasă în gestiune terenul deja care este împădurit și dumneavoastră nu-l gestionează sau ne trezăm a doilea an, tot ce s-a sărit, tot este uscat. Tot pașunat. S-a pașunat. Este o problemă. Am încercat, n-a reușit, dar s-a încercat cu administrarea publică locală și cu ministerul și cu mulțiva ca să încercăm să găsim acel numitor comun ca să menținem să ne alocarea terenului anume pentru împăduriri. Pentru că extinderea asta și ce este astăzi la balanță, la Mulțilba, care cei ce gestionează Mulțilba și care administrarea public locală și gestionează fâșile de forestieri, dar extinderea care urmează să ai bloc, extinderea deja pe terenurile care sunt la balanță sau sunt în gestiunea administrarei publici locale și trebuie să le aloce acestea, pentru că scopul numărul unu acolo unde aloc alunicările teren, asta e unica modalitate de a stopa și alunicările. Doi, asta e unica modalitate de a obține ca urmare a sădirii ce ține cu din punct de vedere ecologic. Noi avem suprafața la 374.000 de hectare. Domnul deputat, aici este aș pune o rezervă care s-ar putea de lucrat. Este în 95 am primit legea fășilor de protecție a apelor și curgătoare și a bazinilor acvatice. Noi avem 3700 de bazine acvatice. Așa e? Niciunul nu e împădurit. Niciunul. De ce? Apare întrebarea. Dar este lege. Și dacă am pune ca să iasă, îi trebuie să împădurească. Doar acolo și apa se diminuează de atât că vântul o să duce. Noi știm precis. Da. Și mai este încă și râușoare. Noi avem sute de părâieșe care azi tot nu sunt împădurite. Dar chiar și râurile Botna, Cahâlnic și mai departe nu sunt împădurite. Iau dâmbi în stânga, în dreapta, la 40 de metri. Dați-le sub împădurire. Da. Dați-le sub împădurire, prin hotărâri de guvern, prin hotărâri de parlament. Dați-le sub împădurire și atunci noi să legăm tăta asta la un loc. Nu. Problema de bază era mie, telefon. Problema de bază în situația dată e pentru că toate lacurile care sunt, practic 99% sunt date în arendă. Sau sunt proprietăți private. Corect. Asta este problema de bază. Și atunci când vine timpul ca să responsabil sau este proprietar privat sau nu e privat, dar este gestionat acestuia și nu îndeplinesc acele obligațiuni care trebuie să le îndeplinească. Să luate în arendă pe 25 de ani sau pe alți termeni. Dar apa nu e a lui. El nu îndeplinește regulamentul, dacă nu împădurește și nu are grijă de apă, noi trebuie să avem pârghii ca să-l soluționăm. Noi nu avem un contract realizat la ziua de azi.
pentru neîndeplinire. Când în afară de, de înverzirea cei ține cu lacurile, sunt și un șur și un șur și alte încălcări, pentru că noi avem și a treia întrebare atunci când lacul era luat în arendă și au fost, când au fost ploile și în obligațiunea arendașului stă că el trebuie să aibă grijă din damba iazului, în caz contrar neacă toată localitatea, că el e persoana responsabilă. Și n-au avut grijă. Avem diferite localități când din cauza lui s-au rupt damba iazului, s-au necat localități. Deci până la urmă nici contractele nu au fost realizate. Deci sunt un șir de dureri de cap care sunt. El trebuie să fie gestionat corect. Pentru asta noi avem Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic, care are pârghii, care trebuie să vie să-i facă o dată, doile. Cum așa? El a oprit apa. Apa care trebuie să facă, să ție în viu răușorul. Răușorul a murit. Da. De el nici grijă de apa asta n-are. A trecut 36 de grade și jumătate de apă s-a dus. Da. Ținând cont că sunteți și doctor habilitat în științe biologice, domnule Palancean, vreau să aflu de la dumneavoastră. V-ați pronunțat în repetate rânduri legate iată, de problema pomilor din copacilor, mai bine zis, din municipiul Chișinău, cu toate că pozițiile erau oarecum diametral opuse. Vreau să ne referim un pic la plopi. Ei au fost, nu știu cum, condamnați, iau în ghilimele de rigoare, pentru că au acest puf, nu ar fi prea bine pentru capitală, însă dumneavoastră veniți cu o explicație științifică și încercați să argumentați că ei ar fi o soluție pentru Chișinău în condițiile în care plopul anume este cel care absorbe metalele grele. Da. Haideți să deschidem parantezele. Deci eu am experiență multianuală în mai multe puncte a orașului Chișinău asupra la 28 de specii, inclusiv și la două specii de plopi, în legătură cu absorpția metalelor grele, plumbul și cadmiu. Da. Din toate speciile care au fost în experiment, cel mai bine s-au ratat anume la cadmiu plopii. Da. De rezolva problema plopilor și pufului de plop, e foarte simplu. Acei bătrâni noi trebuie corana să diminuăm, ca să nu facă tăpuf, dar mai departe plantarea să fie efectuată numai cu exemplarele masculine. Deci plopul e monoic. Sunt femei și sunt bărbați. Da. Să ne plantăm numai bărbați. Și tot. Domnul Drag, pe final de emisiune, vreau să aflu de la dumneavoastră. Iată, făcând referire la Mold Silva, mi-a scăpat o întrebare, chiar vroiam să-l întreb pe domnul Munteanu. Iată, în diferite discuții am asistat la faptul că anume pădurare, ceea ce spuneați și dumneavoastră, sunt implicați deseori în diferite fraude și tocmai pădurare sunt cei care cumpără funcțiile, da? Pentru un anumit ocol silvic sau altul. Vreau să vă întreb, când Parlamentul va veni, nu știu, cu o intenție de a face lumină în stare sau în cadrul acestei instituții și ca cei care sunt vinovați, făcea referire și domnul Vovcă în briefingul său, să fie trași la răspundere, pentru că chiar să, un exemplu banal pentru ziua de 11 iunie când anume un șir de reprezentanți ai ocolilor silvice din țară au împiedicat accesul în Parlament a deputaților fiind zi de lucru. Haideți să medităm, poate împreună. Prima întrebare, Parlamentul nici nu cumpără, nici nu vinde funcții. Da, e adevărat. Angajator acestor funcționari este guvern. Este ministerul, evident, în subordine cu ei este Molțila, evident, care gestionează acest domeniu. Deci numirea și eliberarea trebuie să aibă loc strict în conformitate cu legea și pe bază de concurs. Eu nu știu dacă au fost vreodată organizate concursuri la Mold Silva ca cine să fie pre această funcție, dar urmează, cred, și tragem nădejde că acum ea va fi corectă, anume această situație. Dar implicarea lor, eu am avut caz la alegerile locale din raionul Briceni, în jurul la secția de votare Pădurarul și le-a arătat din lege, dacă n-ați votat cum trebuie, lemn la mine nu veni s-o gătit cu lemn. Că ei permanent au fost aplicante, ei au participat la înverzirea țării. Dar există, nu știu... Participă la dezverzirea țării. Dar există în plan vizite inopinate, în diferite ocoluri silvice, pentru a vedea care este starea de lucru, nu doar cea raportată pe hârtie, pentru că uneori
lucrurile sunt într-o discrepanță. Iată, fac aici referire chiar la pădurea Dobnească atunci când ele figurau cu destinații, însă realitatea era alta. Ce și poate să facă deputații, asta să plece într-o o vizită inopinantă într-un raion sau în altul, dar asta nu e, deputații și parlamentul nu are state de personal care să poată executa aceste lucrări. Atunci când sunt diferite surse de informare sau sunt plângeri din partea diferitelor cetățeni, atunci evident că ne deplasăm la fața locului și să constatăm și să încercăm să vedem care este situația. Dar eu sper încă o dată că Ministerul împreună cu Mulțibla se va curăța de aceste probleme care sunt cu participarea și anume pădurelalul sau alților administratori. Da, noul cod despre care tot am discutat astăzi prevede, nu știu, revenirea funcțiilor firești a pădurarului de a face un proces în cazul în care... Ca să mă înțeles corect, nu codul silic prevede acest lucru. Codul administrativ, codul contravențional prevede că agentul constatator este pădurarul. Atunci când atunci ar trebui să revenim și acolo. Evident, el modificare în caz când se stabilește sau se ia o decizie cu pădurarul, trebuie să revină în funcție de agent constatator, atunci modificarea se face acurat la codul contravențional. Ce și ține de codul silvic, el urmează să fie dezbătut în prima lectură, pe urma a doua lectură, ce și s-a trecut acele audieri publice sau dezbateri publice asupra conceptul codul silvic. Noi avem un șir de coduri și inclusiv cel funciar, care sunt coduri care anii 94-95, ele sunt învechite cu ziua de astăzi. Domnule Modreac, scurt, 10 secunde, ieșim din emisie. Avem peste 1000 de pădurari. Da. Nu pădurariul face pădurii. Pădure o face inginerul. Dar din 3.5 la pensie și rând din urmă nu-i. Domnul Palancean, pe această notă sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Da, și vă aștept cu bucurie și în alte emisiuni Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Domnilor telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi.